Locuințele au încuietori menite să ne protejeze intimitatea și să ne apere bunurile de cei care ar dori să ni le fure. La fel, și noi ca persoane avem nevoie de granițe, de granițe psihologice menite să ne delimiteze de ceilalți. Eu sunt eu și tu ești tu, chiar dacă împreună formăm un cuplu. În cazul în care aceste granițe personale sunt vagi sau nu există, apare riscul de a fi devastați emoțional și chiar ruinați material, de persoane rele, de indivizi lipsiți de scrupule, unii cu tulburări severe de personalitate, despre care celebrul psihiatru austriac Otto Kernberg spunea că în terapie progresele lor se măsoară în milimetri, în timp ce ei lasă în urmă un dezastru care se măsoară în kilometri. În episodul de astăzi vom fi martorii unui asemenea dezastru. Crina l-a cunoscut de curând pe Robert și pentru prima dată în viața ei a riscat și a început o aventură cu un necunoscut. Adevărul este că el o face să se simtă minunat. Cât de energie poți să ai. Tu îmi dai energie, iubito. Mă duc la duș, iubitule. Să vii repede. Să mă spăl. Să vii repede, da? Să nu mă fac să aștept. Vin repede. Da. Asta e viața. Te omor de atât, dracule. Ai zis ceva, iubitule? Ziceam să-l lași dracului de duș, că deja mi-e dor de tine și am o idee. Vreau să facem ceva special. Cum ar fi? Să mergem undeva, doar noi doi, într-un loc, hai să spunem, deosebit. Cu plajă, cu mi-ai ghicit mintea. Da, o insulă pustie, așa, unde să fim doar noi. Ești exact ce mi-am dorit. Mă faci să mă simt ca la 18 ani. Este... Îți... Da, lasă-l în pace, nu contează. Acum suntem doar noi. Și cât sunt cu tine, nu exigi decât tu. Înțelegi? Dar totuși îți sună. Lasă-l să sune. Lasă-l să sune. Ce contează? Poate e ceva important, uite-te, te rog. Da, e o fraieră, fiu aia, dracu. Cum? Nu contează, nu contează. Ce rămăsesem la ceva mult mai frumos. Cum ar fi? Și îmi dai o idee. Că tot ai întors atât de repede. Așa. Cred că putem să ne întoarcem puțin mai. Înapoi să continuăm de unde rămăsesem. De ce nu? Atunci când cineva vrea să ne fraudeze prin iubire, la început ne va bombarda cu gesturi de afecțiune, cu vorbe dulci, cu daruri și partide de amor pasional, frecvente, spontane, uluitoare. E ca și cum ne-ar spune, sunt aici să rezolv toate problemele din viața ta. Sunt aici să-ți satisfac toate fanteziile, să-ți împlinesc toate nevoile. Să fim serioși. Aventura Crinei cu Robert s-a transformat foarte repede într-o relație mult mai serioasă. Deși îl cunoaște de puțin timp, are încredere totală în el și vrea să-l facă fericit. Stop, întoarce-te un pic, Să-ți ții ochii închiși, să nu tragi cu ochiul, da? Să nu tragi încă cu ochiul, da? Stai pe loc. Stop. Și acum deschide-i. Ce asta? O mașină, iubitule! O mașină? Da, o mașină! Ți-ai luat o mașină? Nu, dragul meu, ăsta este cadou meu pentru tine! Tu vorbești serios? Wow! Sigur e pentru mine? Sigur e pentru tine, chiar meriți așa ceva! Adică e... Ai cheltuit o groază de bani, nu-i cam mult! Nu, dragul meu, pentru tine, orice! Poate era mai bine să-i investim în afacerea aia de care-ți povestise. Terasa. Nu, dragule, nu. Uite cum facem. Am stat și m-am gândit. Spune-mi unde să virez banii. Și deschidem și terasa.
Chiar meriți. Chiar meriți orice. Mai ales fără cuvinte. Mai ales fără cuvinte, ești extraordinar. Am început să-l cunosc pe Robert și știu că pot avea încredere în el. E singurul bărbat din viața mea care și-a dorit să aibă un viitor cu mine. E ultima mea șansă să fiu fericită cu cineva. Merită să risc niște bani pentru asta. Valoarea nu e dată de prețul cadoului în sine, ci de efortul făcut de cel care dăruiește în a alege, a achiziționa sau chiar a confecționa acel cadou. Când cineva dăruiește o mașină obișnuită cuiva după doar câteva săptămâni de relație și nu este multimilionar, e un gest extravagant care are un mesaj tulburător. Îi transmite de fapt ce? Că sunt nebun după tine, că sunt în stare de orice pentru tine, sunt disperat după tine, sunt în stare să te și plătesc ca să te am. Trina a investit în restaurant și are în continuare încredere totală în Robert. I-a dat mână liberă să se ocupe de afacere așa cum știe el mai bine. Știi firma aia cu care am vorbit pentru organizări interioare pentru restaurantul nostru? Ei bine, vor 7.000 de euro, iar noi nu ne cadrăm pentru că mai avem doar 3.000. Banii nu sunt o problemă. Stai liniștită. Lasă-mă pe mine să mă ocup de bani. Banca e la mine. Tu ocupă-te de acte. Bine, merg pe mâna ta. Și ai încredere în mine. Pe de altă parte, dacă tot avem deschidere, eu mă gândesc la un alt fel de deschidere. Ce zici? Păi, tu ești nebun, uite clienții acolo. Lasă-mă, hai cu mine. Mă nebunești. Crezi? Lasă-mă pe jos. Intră la idei. Să depui puțin efort pentru mine, nu strică, nu? Niciodată. Bună! Ce cauți aici? Voiam să dau și eu o cafea și am crezut că scrinai aici și... Nu, poți să pleci. Da. Ce? Hai mă, femeie, că nu-i ceea ce pare. Ce? Ți-a zis femeia? Ușa e acolo. Cum adică nu? Adică stai puțin că eu nu înțeleg. Cum adică ce nu e ceea ce pare? Adică m-a făcut proastă pe față sau cum? Păi arătam cum să se poarte cu angajații. Cum iartai cum să se poarte cu angajații? Cu craci în sus? Te rog frumos, lasă-mă în pace, ia mâna după mine. Atunci pleacă. Să știi că lucrurile nu să rămână așa. Să știi că lucrurile nu să rămână așa. Pe cine ameninți tu? Pe tine. Ce ai impresia că mi-e frică? Tu știi, mă, cine sunt eu? Ia mâna după mine! Crezi că mie mi-este frică de tine? Ar trebui să-ți fie frică. Ei, mâna după mine, idiotule! O să-i spun tot cu Crine, ai înțeles? Pleacă de aici! Idiotule, dă-te la față, îmi iau geanta! O să-i spun și lucrurile pleacă de aici! Pleacă de aici! Și voi nu mă mai dați ca niște p***a! Gamiș! Sasha! Sasha, vino acum! Doamne, nu-mi vine să cred ce i-a făcut nenorocit ăsta Crinei. Ea trebuie să știe totul. Acum o să mă duc să-i spun adevărul. Amalia este cea mai bună prietenă a Crinei. Ipostaza în care l-a surprins pe Robert a convins-o că bărbatul nu-i deloc așa cum l-a descris Crina. Îți facă între timp o cafeluță? Da, fă-mi. Așa cum știi tu. Da. Dulce cu 3 de zahăr. Așa, așa. Am trecut pe la tine, pe la restaurant. Foarte frumos. Cum îmi place. Bravo. Deci să înțeleg că mi-e și bine? Băi, da. Mie, sincer, chiar îmi place. Și era Robert pe acolo? Da, era. Era, dar... Aș vrea să spun ceva. Vreau să fii calmă. Și doar să mă asculți. Adică, hai, spune, ce s-a întâmplat? Adică... Ți-a zis ceva urât? S-a purtat urât cu tine? Băi, cum să zic? Băi, sunt băcătoare. Hai, zi, ce ai văzut? Ce s-a întâmplat? Deci, fii atent, am intrat în restaurant. Și l-am văzut pe Robert. Pe Robert, așa. Cu o tipă.
într-o situație mai intimă, să spun așa. Dar cum arăta tipul ăsta? Păi, era cam de înălțime cu mine, brunetă, cu părul până aici, nu știu, bob așa, cu ochii mari. Seamănă foarte mult cu sora lui. Păi, deci, nu... Gagica, asta este sora lui de care îmi spui tu mie. Serios? Foarte serios. Păi, și... nu știu cine e, că-i sorsa, că nu-i sorsa, că-i măsa, că-i nu știu. Așa. Contează că l-am văzut pe Robert cu tipa aia și o bulănea, să zic, scuză-mi expresia. Adică erau întinși pe canapea când m-a văzut salbit și, formă, am început să ne îmbrâncim, eu i-am zis că o să spun totul, el a început să mă amenințe, să dea în mine. Mă, stai un pic, și eu stai zis... un pic, Robert nu este bărbatul violent. Băi, înțelege că m-am îmbrâncit. Poate ți s-a părut, te rog frumos, poate... Okay. Era altcineva, mă lași pe mine să vorbesc. Nu poate fi Robert al meu. Mă lași pe mine să vorbesc, vreau da. Să spun două întrebări. De cât timp îl cunoști pe Robert? De câteva luni. De câte luni? 5 luni. De 5 luni. Și pe mine de cât timp mă cunoști? De o căruță de ani, nu mai are rost. De o căruță de ani și te-am mințit eu vreodată? Nu m-am... Dar... Nu. Înțelege, ce motiv aș avea eu să te mint? Eu mi-am făcut... Mă, poate faci o glumă proastă. Băi, înțelege! Poate nu ți-ai băut cafeluță. Bea o guriță de cafeluță să-ți mai revii. Deci Robert al meu este așa tandru, așa... Băi, nu vrei să-mi strici ziua. Păi nu știu, treaba ta. Du-te la biroul tău și lasă-mă să-mi beau cafeaua. N-am chef să-mi strici tu dimineața. Îmi pare rău că nu mă crezi. Alo? Robert? Vine de vreme acasă astăzi? Vreau să discutăm ceva. Te pup, dragul meu. Hai, hai, te pup, pa. Prietenii adevărați nu se gândesc la ei, ci la tine. Nu le place să-ți dea vești rele. Dar atunci când descoperă că interesele tale sunt amenințate, te pun în gardă de îndată și cu orice risc, inclusiv cu riscul de a te supăra pe ei. De ce? Pentru că într-o prietenie nu încape minciună, nici măcar prin tăinuire. Spusele Amaliei au făcut-o pe Crina să se îndoiască de Robert și vrea să afle adevărul. Robert, chiar putem vorbi și noi? Da, sigur. Vreau să știu și eu de când nu te-ai mai întâlnit cu Amalia. Cu Amalia? De când am cunoscut-o, e prietena ta. Mi-a spus că te-a văzut cu o brunetă în restaurantul meu. Când să mă vadă pe mine cu o brunetă? Astăzi, dragă, astăzi. Da, vorbește și în restaurantul meu, că o pupai, o sărutai, vă giugiuleați ca doi porumbei. Astăzi? Da, astăzi. Măi, astăzi am plecat de dimineață. Toată ziua am fost pe drumuri, cu acte, cu știi și tu ce înseamnă o afacere de genul ăsta. Da, nu am fost deloc la restaurant. Când să mă vadă? Nu vezi că-ți bagă strâmbe? Te-ai gândit și la asta? Și tu chiar nu mă înșel și chiar... Nu este nimic. Spune măcar adevărul acum până nu e prea târziu, doar te rog. Doar pentru mine. Doar nu-ți ești pentru bate mine. Joc de mine. Cum poți să crezi asta? Las-o pe Amalia, e grasă și urâtă. Tu ești frumoasă, ești slabă, ai tot ce-ți trebuie. Pe cine să crezi? Vrei să mă pierzi? Tu chiar crezi? Da, sunt sigur. Nu, eu nu vreau să te pierd. Nici eu nu vreau să te pierd. Vreau să-ți fac un masaj. Bine, dragule. Dar scăpăm de asta. Bărbatul ăsta nu mă poate înșela. Simt că mă iubește prin toți porii. Nu trebuia să mă iau după Amalia. Unul dintre cele mai clare semne că ești în compania unui om care nu te iubește este să îți discrediteze prietenii, sub pretextul că sunt geloși pe fericirea voastră. Pasul al doilea este să te izoleze de ei, controlându-ți mesajele, convorbirile, întâlnirile cu ei și limitându-le, ba poate chiar excluzându-le cu desăvârșire. Realitatea este că prietenii tăi sunt dușmanii lui, nu ai voștri. Ei au văzut dincolo de mirajul pe care omul acesta ți l-a creat.
și sunt niște semnale de alarmă pentru tine. Ascultă-le, nu le ignora. După ce Crina i-a povestit că Amalia l-a văzut sărutându-se cu sora lui la restaurant, bărbatul s-a decis să ia măsuri și să oprească aceste zvonuri care par să încurce planurile. Mă, băi, ce faci? Ce ți-am zis, mă, să-ți țin gura, mă? Băi, lasă-mă în pace! Ce ai cu mine? Lasă-mă în pace! Ce te faci în treburile mele? Idiotule! Băi, termină că țip! Băi, și dacă țip ce? Ajutor! Cine te aude aici? Cine te aude aici? Lasă-mă! Lasă-mă în pace! Tu mă lași în pace? Băi! Ce vină mă încoace? Tu vrei gorgadele să ți le vând în piața din Basarabia, mă? Băi, termină prostul de când eu... Eu sunt de denunț la poliție, înțelegi? Așa și nu mai văd de la poliție. Tu crezi că sunt proasta de crina care are încredere în tine? Mă? Cine te crede? Băi, tu crezi că eu sunt proasta de crina? Lasă-mă, pace! Ia mâna după mine! Ia mâna după mine! Lasă-mă, te mai bagi în planurile mele! Ajutor! Lasă-mă! Lasă-mă! Doamne, nu-mi vine să cred peste ce tip a dat crina. Trebuie să fac ceva neapărat ca să scape de el. E un om foarte periculos. Amalia este o prietenă adevărată și, deși Crina nu mai vorbește cu ea de data trecută când a avertizat-o în legătură cu Robert, se hotărăște să-i spună ce s-a întâmplat. Ce faci? Mai ești supărată pe mine? Da, normal că mai sunt și ce cauți în biroul meu. Uite, am venit să te întreb dacă mai ești supărată. Normal că sunt. Păi, ce-s cu toanele astea? Păi, fată, tu chiar nu înțelegi? Ce să înțeleg, mă, Ani? Ce să înțeleg, că aberezi? Păi, Crina, eu am venit să spun o altă bombă. Și, bineînțeles, că tu nu o să mă crezi. Uite, în dimineața asta, când am ieșit din bloc, domnul tău a venit și mi-a băgat mâna în gât și a zis că dacă eu îți mai bag multe prostii în cap, o să mă taie și o să-mi vândă organele. Tu înțelegi cât este de gravă situația asta? Robert n-ar face așa ceva niciodată, niciodată! Băi, Crina, tu te auzi, măi, fată, ce vorbești? Tu te auzi? Băi, ce încredere să ai tu, mă, în ăsta pe care îl cunoști de două luni de zile sau cât aveți? Tu nu ai încredere în mine, în prietena ta cea mai bună, mă știi dracului de atâta timp! Eu o să mă duc la poliție, o să-i spun totul și o să vezi, o să-mi dai dreptate atunci când poliția o să vină să-l salte, ai înțeles? Băi, eu nu glumesc, tu înțelegi? Tu te uiți la mine? Dispar de aici, e o altă fabulație de-a ta! Hai, dispari! Treaba ta! Crezi ce vrei! Să nu te mai văd! Nenorocito! Supărată de toată întâmplarea cu Amalia, Crina și-a luat liber de la birou și a plecat spre restaurant să vorbească cu Robert. Sasha... Prima zi, tipele încasări. Și tu, aici. Destul de bine, nu? M-am așteptat toată ziua să rămânem singuri aici. Păi am și... Am venit să te întind pe mese. Ești un nebun. Coboară. Cât de jos. Jos, cât poți de jos. Robert? Crina? Ce faceți voi aici? Căutam un cercel, Crina. Care cercel? Că ea nu poartă cercei. Tu nu poți cercei. Cum? Care da, cercel? Ba aveam niște cercei dimineață și nu știu și ce. Și halul ăsta așa dezbrăcată? Mă schimbam că... Cum e posibil, Robert, să-mi faci una ca asta? Spune-mi și mie, te rog frumos! Ce înseamnă asta? Atât e soră mea, uite-te la noi! Uite-te, e soră mea! Și te dai atunci la sora ta în sutien, dezbrăcată și cu capul între picioarele tale? E posibil așa ceva? Eu ți-am dat ție sufletul! Ți-am dat restaurant, ți-am dat mașină, ți-am dat tot! Tot ce-am putut, iar tu îți bagi joc! Cum poți? Deci, de fapt, ea e amanta ta, nu e sora ta? Nu. Se poate așa ceva? Halul ăsta! Tu ești iubirea mea. Halul ăsta! Tu ești iubirea mea. Tu să-mi faci mie așa ceva? Nu se poate, Grene, mă. Liniște-te. Doamne, Crina! Crina, mă sună-vă la salvare! Lasă-mă, fie nebun. Crina!
Sună la salvare, ești nebun, nu! Sună la salvare, te rog frumos, sună la salvare. Moare asta aici, sună la salvare. Bă, moare aici, sună. Sună la salvare. Nu, nu, ce vrei să faci? Ești nebun cu ea lângă noi, așa. Da, bine, hai. Lasă-mă, Robert. Hai, hai, Robert, lasă-mă, Robert. Atunci când un sociopat este confruntat cu adevărul, reacția sa poate să fie una calmă și neafectată, își păstrează sângele rece, sau, la polul opus, una de furie însoțită de agresivitate extremă. Crina nu și-a revenit așa de repede. Salvarea a dus-o la spital și starea ei s-a înrăutățit. Medicii au chemat-o pe fiica ei pentru a-i da vestea teribilă. Mama, te-ai trezit. Mama, dar unde mama? Sunt? Ești la spital. Dar ce cauți aici, mamă? Ai leșinat. Liniștește-te, să fii bine. Trebuie să vorbesc cu Robert. O să vorbești cu Robert mai târziu. Nu, mama, ce s-a întâmplat? E incest, mama. Ce incest, mama? Incest, despre mama, ce vorbești? Incest. Ce incest? Mama, Robert cu Sasha. Sasha era în genunchi în restaurantul meu, mama. Unde mi-e telefonul, mama? Mama, ascultă-mă. Unde puțin, mi-e telefonul? Unde trebuie să vorbim, e ceva foarte important. Ce e, mama, important? Ce e mai important, mama, decât Robert? Trebuie să te muți foarte urgent la alt spital. De ce, mama? De ce? Ce este? Mama, serios, întinde-te puțin. Trebuie să-ți spun ceva și nu o să fie. Bine, mama, dar zi odată. Mama. Zi odată, mama, zi. Doctorii ți-au făcut niște analize și au aflat că ești suspectă de cancer la sân. Și cum să fiu o mamă suspectă de cancer? Eu am leșinat doar. Nu-mi vine să cred. Chiar nu-mi vine să cred. Crina s-a internat în spital și ce era mai rău s-a întâmplat. Analizele au confirmat că are cancer la sân. După câteva zile în care n-a dat niciun semn de viață, Robert își face apariția din nou. La ce fată sexy e, are măta. Vrei să zici ce face mama, nu? Nu, te face o femeie din ce în ce mai plină. Ia mâna de pe mine. Nu ți-e rușine? Hai mă, glumeam, ok, calmează-te. Să fii aici, mama e pe patul de spital și ți-e arde de făcut complimente. Ia zi, ce are mâta? Tocmai ți-am spus, e pe patul de spital, e bolnavă. Mâine se operează. I-am zis de atâtea ori, du-te la doctor, du-te la doctor. De fiecare dată când era rău, i-am zis să se ducă la doctor. S-a dus? Nu s-a dus. Vai, ce grijuliu ești tu. Așa sunt eu. Da. Abia acum îți dai seama. Și ia zi, care e faza cu incestul ăla? Băi, taci aici. Ia mâna de pe mine. Taci din gură cu incest, nu mai zi, tâmpenită. Nu știu exact despre ce e vorba. Ăștia. Dar cum ai putut să-i faci așa ceva lui mama? Nici nu trebuie să știi. Are cancer la sân. Da, exact așa mă gândeam și eu. O reacție a unui om care nu o iubește. Hai, pleacă de aici. Lucrurile s-au împuțit rău cu Crina, dar nu renunț așa de ușor. Nu am stat atâta timp lângă babeta aia ca să o las pe fiică sa să moștenească toată averea. Merit și eu o compensație, nu? Că am stat lângă proasta aia. Un sociopat poate să fie de dreptul cameleonic, așa cum ei înșiși recunosc. Dacă interesele personale îi cer să joace un rol, îl va juca și încă cu foarte multă convingere. Dacă trebuie să fie iubitul perfect, așa va fi. Dacă trebuie să fie angajatul perfect sau colegul perfect, de asemenea, va fi. Însă atunci când nu e nevoit să joace niciun rol, redevine el însuși, înspăimântător prin lipsa de empatie și de omenie, prin cruzimea și prin răutatea de care dă dovadă. Claudia îi este alături Crinei și nu se deslipește nicio secundă de mama ei. Ești pregătită pentru mâine? Știi că mâine te operezi, nu? Da, mamă, dar vreau să-ți spun că am primit un mesaj. Ce mesaj ai primit? De la cine? De la Robert. Robert chiar mă iubește, mamă, mamă. Mai, mamă, ce mesaj de la Robert? Nu spune că Robert te iubește, pentru că e evident că nu face chestia asta. Da, mamă, trebuie să înțelegi și tu, mamă, că mă iubește. Dacă nu mă iubea, nu îmi trimitea mesaje, nu-și făcea atâtea griji pentru mine. Mama, e normal să-ți trimită mesaje și să se comporte într-un fel cu tine, pentru că el vrea banii tăi. Are grijă de noi, este un bărbat cu în casă care grijă ne protejează, de noi? Tu i-ai dat bani pentru afacere. Păi
tot pentru noi, draga mea, tot pentru noi. Mamă, ascultă-mă, omul ăsta nu te iubește și nu o să te iubească niciodată, vrea doar banii tăi. Acum ai altceva mai important la care să te gândești. Mă, mamă, nu poți înțelege că el chiar mă iubește, că el chiar îmi dă puterea de a trece peste operația asta. Te gândești, sunt o femeie fără un sân, fără... Cine m-ar mai lua? Ascultă-mă, eu te iubesc lui. Și de asta îți spun, omul ăla nu ține la tine. Fracturarea imaginii corporale prin pierderea unui organ important ne face să nu ne mai simțim întregi, deci nici atrăgători, și să evităm chiar să mai ieșim în lume. Pentru femei, pierderea sânilor, de pildă, poate să fie devastatoare, pentru că ele nu se vor mai simți dorite, prin urmare nu se vor mai simți femei. Există însă o anumită categorie de paciente pentru care operația de îndepărtare a sânilor este de-a dreptul catastrofală. De ce? Pentru că personalitatea lor le vulnerabilizează suplimentar. Asemenea, femei sunt cele care acordă o atenție exagerată îngrijirii corporale pentru că pun foarte mult preț pe cum arată fizic. Ori consideră sânii ca atribute principale ale feminității. Ori, pur și simplu, își doresc să aibă un corp ideal. În mod deosebit, în cazul lor, este nevoie să se intervină cu psihoterapie. Astăzi este ziua în care Crina trebuie să se opereze de cancer la sân. Deși a aflat de operația ei, Robert nu s-a dus la spital. Are o treabă mult mai importantă. Sasha? Cine vrei, mă? Aida, este, unde este parola? Ce parolă? Parola proastei de la contul bancar. Ce parolă? Și ce vrei să faci, mă, tu? Cum, adică ție nu ți-a trecut prin cap ce vreau să fac? Nu. Dacă crapă proasta în spital, rămânem fără niciun ban. Da? Trebuie să mă asigur că nu se va întâmpla asta. Așa că am nevoie de parola ei. Și ce vrei? Bă, ai vreo idee? Lasă, unde este parola? Lasă-mă! Asta te întreb, că știu că nu știi, că ești proastă. De unde vrei, mă, să știu eu? De unde vrei să știu? Zi, crezi că m-am dus aia la spital să-mi zică zi parola? Ia, caut. E geanta ei, poți să cauți. Ce să caut? Profit, nimic interesant. Nu știu, mă, ce vrei să știu. Ăsta e laptopul ei? Da, e laptopul ei. Ia-l. Și? Ce aștepți? L-am căutat și până acum și nu este nimic. Hai că poate ai tu mai mult noroc, ce să zic. Eu mă caut aici, dă-i la search, caut. Caută! Asta am făcut. Parole importante, contacte, care ceva. Care prost pune parole importante? Păi tot o faci tu proast. Poate e proast. Păi tu chiar nu ești proastă. Hai, du-te de aici, pleacă. Mama, te-am lăsat până acum să zici ce ai vrut de Robert, dar nu se poate să-i faci așa ceva lui Robert. Pentru ce anume să te las? Ce nu pricep că de așa ai să-mi dai dublu? Nu vreau! În locul femeii alea, eu nu vreau! Nu vreau să stau în patul ei, nu... Nu o să îndrăznești să faci chestia asta. Ce mă oprește? Tu? Crina nu a dormit toată noaptea. Astăzi se operează de cancer și își va pierde un sân. Să-i zic eu acum că nu are bani pentru operație. Cum? Mama, trebuie să vorbim. Ce s-a întâmplat, mamă? Vezi cardurile astea? Da. Nu mai ai niciun ban pe ele.
Imposibil, nici măcar mama, un ban. Tu cum te operezi dacă nu ai bani pe card? Mama, te-ai uitat pe cel gri? M-am uitat pe toate, mă. Le-am verificat cu doamna de la recepție. De 11.000 de ori. Nici măcar un ban nu mai e pe ele. Ce facem acum? Cum te operezi? E sigură, mă, mama? Ascultă-mă, uite. Robert, ți-a luat el bani de pe card? Mamă, ce se caute, mamă, cardurile la Robert? Ce se caute? El are acces în casă. Altcineva nu mai are acces. Bun. Și de unde știa Robert să scoată bani cu cardurile? Nu știu. Dar sunt convinsă că Robert a luat banii. Nu, mamă, altcineva nu putea să ia. Și știi că el doar după banii tăi umblă. Lasă-mă să mă duc să depun plângere la poliție. În niciun caz, mamă. Mama, te-am lăsat până acum să zici ce ai vrut de Robert, dar nu se poate să-i faci așa ceva lui Robert. Ascultă-mă, nu el a luat banii. Ești sigură că tu n-ai fost în vreun club și ai cheltuit banii? Mamă, eu nu știu codurile la cardul. Și pe mine mă crezi în stare să-ți iau banii, dar pe ăla nu. Așa-i? Mama, îmi pare rău, n-am vrut să spun asta. Da, ai spus-o. Te gândește-te. Mama, iartă-mă. Mama, eu nu mă supăr pe tine pentru că ești bolnavă. Dar să nu mă mai acuz niciodată pe nedrept, pentru că eu te iubesc și nu ți-aș face niciodată așa ceva. Bine. Acum trebuie să găsim o soluție să te operăm, pentru că nu poți să stai așa, ok? Înțelege. Te rog, mama, iartă-mă că am spus asta. O să fiu bine. Claudia a înțeles cam ce fel de om este iubitul mamei ei și și-a dat seama că are nevoie de experiența unui expert pentru a-și ajuta mama. A venit la cabinetul doamnei Irina Petre. Sunt disperată, vă rog să mă ajutați. Mama e în spital și nenorocitul ăsta i-a luat toți banii și nu știu ce să fac, nu știu la cine să apelez, cu cine să vorbesc, nu am de unde să fac rost. Pe cum anume i-a luat toți banii? De unde știi că i-a luat? Nu știu, pur și simplu atunci când m-am dus să plătesc operația, am observat că nu mai este niciun ban pe card și nu avea cine să ia altcineva în afară de el. Pe asta ar trebui să te duci la poliție să... E furt în toată regula. Da, știu, m-am gândit și la varianta cu poliția, dar mama nu este de acord pentru că ea zice că are încredere în omul ăsta, că ea iubește. Și cum aș putea să te ajut eu? Pe mine nu mă ascultă pentru că vă dați seama, având o ești vârstă... Ești puștoaică. Da. În ochii ei așa par. Și atunci... tu ai nevoie de cineva mai m-am gândit adult că dacă... așa să da. O ajute să vadă lucrurile altfel. Da, m-am gândit că dacă ar auzi chestia asta din gura unui om specializat... Nu mai ai nicio rudă? Sunteți numai voi două? Da, nu am pe cine să rog să vină să mă ajute să fie lângă noi. Și tatăl tău? Tatăl meu a fost și el un nenorocit, o bătea, l-a tratat-o foarte urât tot timpul și când eram eu mică ne-am părăsit. Apoi am mai întâlnit alți bărbați care la fel au tratat foarte urât și probabil și de aici s-a declanșat oarecum boala ei, cred. Nu știu. Doamne, asta nu știm noi dacă îi se trage de la asta sau... Dar cu siguranță atunci când ai o viață amărât așa și cu suferință multă, nu e de folos. Mama ta pare să aibă o istorie a bărbaților care profită de ea. Da. Tot timpul deci a fost. Cumva e ceva ce ea face. Of, of, uite ce pot să fac. Pot să fac așa. Pot să te însoțesc la spital, da, să vorbesc cu mama ta. Mult. Nu știu dacă ea va dori să vorbească cu mine, dar încercarea moarte n-are. Ce avem de pierdut? Ne-am da. Înțeles? Da, da, da. Crina nu și-a recuperat banii de la Robert, care a dispărut și nu s-a mai putut opera la spitalul privat. Irina Petre a ajutat-o să se interneze la un spital bun de stat, dar, din păcate, pentru reconstituirea sânului pierdut, are nevoie de mulți bani. Mama... Ce, mama? De ce nu vrei tu să depunem plângere la poliție? Nu, mama, poate nu fie el de bine. Ba da, măi, mama. Te-ai gândit și la lucrul ăsta? Cum să nu fie el de vină? Păi ți-a luat banii. Acum ce vrei să faci mai departe? Cum vrei să trăiești o viață întreagă cu omul ăsta lângă tine? Mama, poate a fost influențat. Bună ziua! Bună bine ziua. Că ați venit!
Ți-am promis că așa. Da, mulțumesc. Uite, mama, a venit, este doamna Irina Petrea. Crina. Pare bine, Crina. Și mie îmi pare rău că nu pot să mă ridic, sunt după operație. Știi, mi-a povestit Claudia. Mă las un pic cu ea. Da, cum să. Te rog. Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Nu e o situație deloc roz. Însă, știi, fiica ta e doar un copil. E un copil frumos, e un copil bun. E un copil care vrea să te ajute foarte mult. Și nu te are decât pe tine. Știu asta, sunt conștientă de faptul acesta. Dar totuși, nu cred că ar fi el în stare de așa ceva. Ok, lasă-l cu banii, că asta e, banii ai făcut și o să mai faci. Problema mea acum este alta. Mi-a spus Claudia că el ești foarte îngrijorată. El o să mă mai placă, așa cum arăt eu. Doamne Dumnezeu, asta e problema ta. Dacă nu, te place, înseamnă că, dacă nu te place așa, atunci înseamnă că nu te iubește. Nu? Un om care te iubește cu tine și la bine și la rău. Vei găsi pe altcineva până la urmă, nu e nicio nenorocire. Nu are rost fără el. Nici copilul tău nu mai face sens pentru tine? Ba da, dar amândoi sunt aproape egali. E foarte greu de explicat dragostea noastră. Dar atenția lui acum, când ție ți-e foarte greu, când tu aveai nevoie de bani să te operezi și el nici n-a venit să vadă unde ești și, din câte am înțeles, nici ți-a mai lăsat bani. Ți-a ras tot ce a putut să radă. Asta aici n-ar fi trebuit să-ți dea atenție? Știi, când e bine, hop și eu. Dacă e rău, lasă-i pe alții să tragă greu. Oricum, că ai să depui, că n-ai să depui reclamație împotriva lui, asta este un lucru pe care o să-l faci tu când o, să, când o să-ți dorești. Însă ce vreau să te rog, ai grijă de fata ta. E foarte disperată. A venit pentru că nu mai are pe nimeni la care să se ducă, cu care să se consulte, nu mai are niciun adult în viața ei în care să aibă încredere. Eu lupt pentru el, tocmai de-aia țin la el, pentru că el mă face pe mine. Dar de ce vorbim de el? Iar vorbim de el, eu vreau să vorbesc de Claudia. Dar el unește o familie, poate fi tatăl ei. Pe bune? Poate el, toată s-a înțeles greșit și poate... El poate să fie tatăl ei? Așa, ca... ne-am un copil adolescent, aduci un bărbat în casă ca să-i fie tată? Draga mea, el nu o să-i fie niciodată tată ei. Este foarte afectos, n-are cum să nu formăm o familie. Te rog, dă-i speranțe acestui copil, dă-i speranțe Claudiei că nu o lași baltă. Nu voi lăsa. Că lupți și pentru ea. Voi lupta pentru amândoi. Ok. Vă mulțumesc mult de tot. Uf, doamne, stai să o chem. O să vreau să-i spui ei ce mi-ai spus și mie. Că vreau să știe. Mamă, nu voi renunța la tine, fata mea, și voi lupta. Să se facă bine. Doamne Irina Petre, o să facem și reconstrucția de sân. Da? Mă bucur. Mulțumesc frumos. Vă mulțumim din suflet. La câte lucruri s-au întâmplat aceste femei, nici nu-i de mirare că și-a pierdut cu totul pofta de viață. S-a îndrăgostit nebunește și a crezut că a prins și ea pe Dumnezeu de un picior. Pe urmă a venit bomba, a aflat că are cancer și a trebuit să se opereze. Iubitul i-a devalizat conturile. Și evident că a cedat și ea nervos. Numai că are un copil. Și viața e prețioasă. Fiecare zi contează. Fiecare moment contează. Avem nevoie să ne agățăm de a s-o prețuim, să facem tot ce ne stă în putere, să merităm acest dar. De murit oricum murim cu toții. Important e cum trăim. Eu nu pot ierta ca mama.
O să fac tot posibilul să-l prind pe nenorocitul ăla care și-a bătut joc de ea și a furat toți banii. Cu orice risc. Claudia a dat de urma lui Robert și acum îl urmărește sperând să vadă unde stă ca să-l poată da pe mâna poliției. Ai venit să-mi dai banii? Hai, mișcă-n casă, nu vreau să audă vecinii tătele. Stai jos dacă tot ai venit. Ce ai să-mi zici? Trebuie să unde mă lași câteva zile. Te rog eu mult. Pentru ce anume să te las? Ce nu pricep că de așa ai să-mi dai dublu? Vrei să am acces la bani. Mai trebuie doar câteva zile. Știu că trebuia să ți-i dau astăzi. E femeia în spital. Băi, și mai am nevoie doar una de câteva una zile. Una fac două. Pe mine nu mă interesează că ai în spital. Tocmai de aici nu mai ai de unde să tragi, nu ai de unde să recuperezi niciun ban. Zi mersi că nu ți-am scos sora la produs, că nu ți-am pus fratele la cer și te-ai priceput. O să ai banii, o să ai banii, o să ai banii, crede-mă că o să ai. Ce nu mai nevoie decât de câteva zile, până ia? Luni, până luni, atât. Am muncit atâta. Și nu mai suna, te rog eu frumos când se puia că îmi am dreptul să te sun când vreau, tu ai priceput, tu mi-ești dator vândut. Te rog eu frumos, gândește-te că am fost împreună. Nu gândește-te mă lua pe mine măcar cu d-astea, că dacă ești tu făt frumos și dacă te-am plăcut și mi-am tras-o poate odată cu tine, gata, hai. Ai și pretenții și scuze? Nu, știu, nu am niște scuze. Ai în felul următor, două zile la dispoziție, dacă nu sorta, el a produs, frate tu. E cu mâini tăiate și olog, prin intersecții să... Nu, nu fă asta, te rog eu frumos pe mine cu d-astea. Vreau de patru ori suma, ai două zile la dispoziție, pricep, mișcă. Da. Măgarul dracu care ești. Ce dracu m-ai uitat, mai nene? Eu te știu ce deranj, nu să... Da, zici cine Bună. Ești, ce dorești? Eu sunt Claudia. Așa și? Dori niște informații legate de omul cu care vorbim da, mai devreme. Da, de unde și până unde să-ți dau eu informații legate despre știu cineva? Care e problema Robert ta? Robert Belu și e un om destul de periculos, nu am încredere în el. Și dacă e periculos, e problema mea? Nu am încredere în omul ăsta, știu că este și foarte periculos. Care e problema mea? Cu ce ai mea tu în și ce n-ai? Și am nevoie de niște informații. Și dacă e maica ta în spital, crezi mama că e problema? Mama este iubita lui. Poate așa mai avem ce discuta. Hai, intră. Mulțumesc. Deci ce informații poți? Lasă mulțumeala și nu mă lua pe mine cu de-astea, da? Ce informații poți? Ce informații? Mă crezi cumva la bancă să-ți dau informații pe gratis? Nu, iubita, la mine să vine să plătește, ai priceput? Nu mai am niciun ban pentru tratamentele ei, ea e în spital. Cum omul adică nu mai ai niciun ban? Omul ăsta sunt sigură că ne-a golit toate conturile și ne-a luat toți banii. Eu nu mai am niciun ban, nu știu cum să-i plătesc tratamentele. Stai un pic, te rulează înapoi. Tu vrei să-mi spui mie că ăsta a luat toți banii voștri? Da. Băi, băi, fetiță, mi se pare un pic cam ciudată treaba, că până acum, din câte am înțeles, el n-a avut să-mi dea banii pentru ceea ce avea și datoria care și-a făcut-o. Am auzit că a vorbit cu tine și spunea că nu are bani. Tocmai de asta am vrut să vorbesc cu tine să... Bine, hai, știi ceva? Hai că mi-ai luat prea mult din timp, hai mucasă. Te rog, ieși odată și nu mai mă lua pe mine cu ajutorul. Informații. Hai că nu sunt la binefacere aici. Robert, ce faci, drăguțule? Aha. Zi-mi că poți să ajungi în două ore cu bănuții mei. Cum poți să zici că nu ai când ai lăsat-o pe aia gol? Băi, lasă comentariile. Știu din sursă sigură că ai banii. Tu în două ore mi-i aduci. Dacă nu-ți stai capul și ție și familiei tale, ai priceput? Profitând de faptul că iubita lui este în spital, operată de cancer la sân, Robert s-a instalat confortabil în casă cu așa zisa lui soră, Sasha. Dar Claudia nu se lasă așa de ușor. E hotărâtă să-l facă să plătească pe nenorocitul care i-a făcut atâta rău mamei ei. Place. Mă întrebi? Hai acum un dormitor să facem sex! Nu vreau un dormitor! De ce nu vrei un dormitor? Zis. Nu vreau! În locul femeii alea, eu nu vreau! Nu vreau să stau în patul ei, nu...
nu pot să fac asta. Ia mâna după mine. Stai unde zic eu, pentru că vreau să șterg orice urmă a femeii alea de pe casa asta. Cum o să ștergi? Femeia e în spital și suferă din cauza noastră și tu ce faci, mă? Din cauza noastră? Eu am băgat-o în spital, tu ai băgat-o în spital? Ești un dement fără scrupule, asta e? Lasă-mă! Un dement fără scrupule, cum îi spui? Lasă-mă! Pleacă! O să te iau aici dacă vreau, da? Tu crezi că sunt proasta de altă dată să mai stau să mai dai în mine? Nu ești stăpânul meu să poți să faci lucruri! Vreau să încetează, ești un demen și o să ajungi la pușcărie! Asta o să se întâmple cu tine! Vrei să te denunț? Tu vrei să ieși vie de aici? Cine ajungem la pușcărie? Ești parteneră cu mine, ajungi și tu, stai liniște, da? Știu dacă mă măcar știu că sunt nevinovată! Ești nevinovată? Da, sunt nevinovată! Atunci, de ce ești aici, mă? De ce ești aici dacă ești nevinovat, da? Din cauza ta cu amenințările și tot ce ai făcut, lasă-mă! Lasă-mă! Ce? Ce-i acolo? Ce cauzi mai aici, mă? Lasă-mă, dă-mi drumul! Ce faci cu asta? Dă-mi drumul! Ce faci cu asta, mă? V-am filmat-o să-i arăt mamei tot, știam conștient! N-am filmat! Știam, puteam să-i jur! Lasă-o! Lasă-o! Ce soare, ce soare, ne-a filmat? Ești nebună? Asta e cauza ta, Robert! Asta nu era soră ta? Ne-a filmat! Tu ce vrei, mă, nu te mai băga! Dă-mi telefonul! Dă-i drumul, Robert, să-i omor și pasi la tine! Robert, încetează! Duc direct la poliție și o să-i arăt astea lui mama! Să vedeți voi, să-mi arăt o scărie! Lasă-mă, bă! Fac bucăți, bucăți, fac! Măi, bucăți! Măi, din vina ta! Pleacă dracului de aici! Pleacă dracului de aici! Dracu, să te duci tu! Claudia asta este o pacoste. O să o distrug și pe ea, și pe Măsa, și pe oricine-mi stă în cale. Nimeni nu o să-mi distrugă mie planurile. Chiar dacă știe că mama ei va suferi când va afla adevărul, Claudia e hotărâtă să-i arate Crinei fotografiile cu Robert și așa zisa lui soră. Mama, te rog, trezește-te. L-am prins pe Robert. Mama, l-am prins pe Robert. Cu ce l-ai prins, pe Robert? Ce cauți aici? Cu ce l-ai prins? Ce cauți aici? Ești afară. Zici și mie, cu ce l-ai prins? Ești afară. Nu te apropia de noi. De ce să nu mă apropii de voi? O să țip. Lasă-ne și? În pace. Dacă țip ce? Mă, vrei să mori aici, pe pat, cu maică ta? Crezi că mă oprește ceva? Cum se rești că n-ai nicio putere? O să sun la poliție. O să te dau pe mâna poliției, o să înfunzi pușcăria, o să vezi. Ce faci cu aia? Până o să înfund eu pușcăria, știi ce asta? Nu te apropia cu chestia aia de mamă. Știi ce face o bulă de aer băgată în perfuzie? Nu o să îndrăznești să faci chestia asta. Ce mă oprește? Tu? Ce mă oprește? Iar tu? Las-o! Cum dai de gând să crăpă la ta, nu? Mama! Mi-ai mâncat zilele, tu și Fita. Te rog, te implor, fac orice! Serios, acum faci orice? Ce faci tu? Ia spune-și, ce faci? O să fac orice și nu o să spun nimic la nimeni. Așa, mai zi. Lasă-ne în pace, te rog. Mai zi. Hai, vreau să te aud. Ce vrei să spun? Te-am spus deja. Bă, acum plec. Dar tu nu o să spui nimic la nimeni. Și nu o să-mi încurci mie planurile, înțeles? Ai noroc de data asta. Mama. Ține minte ce ți-am spus. Doamne Dumnezeule, nici nu pot să-mi imaginez ce se întâmpla dacă nu eram cu ea aici. Trebuie să găsim o soluție să scăpăm de nenorocitul ăsta. Devine din ce în ce mai periculos. În situațiile în care ne spunem că există riscul să decedăm și cineva să profite de pe urma noastră, cel mai bine e să ne facem testamentul. Tot ce avem nevoie este un pix și o foaie de hârtie. Și trecem acolo tot ce dorim să lăsăm, cui și cât. După care semnăm și datăm și gata. Are valoare de document. Desigur, ar fi mai bine să cerem ajutorul unui avocat sau unui notar ca să fim siguri că documentul e în mâini bune și că nu există riscul ca cineva să-l distrugă pentru că are vreun interes. Robert nu este dispus să plece de bunăvoie din viața Crinei atâta timp cât știe că încă mai are o casă pe numele ei. Apare la spital cu așa zisa lui soră și joacă rolul iubitului devotat. Hei, iubito. Robert, hey, ce cauți tu aici? Uite, am venit să te duc flori.
Dar ce cauți tu aici? Am venit să văd ce faci. Cum ce caut aici? Cum te simți? Robert, mai contează? Cum să nu conteze? După tot ce ai făcut, mai ai curajul să vii cu ea aici? Dar ce-am făcut? Ce-am făcut, Crina? Cum ce-ai făcut, Robert? Mai ai tupeu să-mi spui ce ai făcut? Crina, te-am vizitat în fiecare zi. În fiecare zi am vrut să vin, dar a fost Claudia afară și nu m-a lăsat să intru. Te-a păzit zi și noapte. A chemat și paza. De-aia am așteptat atâtea zile să mă vizitezi? Da, am venit din prima zi. Nu m-a lăsat ea să intru. Cum crezi că te-aș fi lăsat aici? Nu-mi vine să cred că Claudia, fata mea, nu te-a lăsat să vii la mine pe patul de spital. Chiar nu-mi vine să cred. Nu m-a lăsat. Nu m-a lăsat. Mă miră. Acum am avut noroc, nu era aici și așa am reușit să intru. Doar așa am reușit. Cum crezi că nu? N-aș fi venit eu să te vizitez. Doar te iubesc. Dar cu... dă-o pasta afară de aici. Te rog frumos, dă-o pasta afară de aici. Sasha, te rog. Lasă-ne puțin, te rog. Bine. Te rog eu frumos. Gata, uite, a ieșit. Cum te simți? Tu, după ce mi-ai mâncat toți banii, vii să mă întreb cum mă simt? Dar nu ți-am mâncat toți banii, de ce crezi asta? Îmi trebuiau banii aceia pentru operație, de-aia am trimis-o pe Claudia, fata mea, să scoată așa de pe card. Toate conturile mele sunt goale, explică-mi și mie de ce, nu mai am niciun ban, eu niciun ban. Dar iubito, n-ai primit mesajul meu, ți-am spus. Am luat nu, eu niște n-am primit bani niciun mesaj. Pentru restaurant, mai aveam nevoie de investiții, știi că trebuia să cumpărăm mese, aveam un întreg spațiu de amenajat. Am avut nevoie pentru un restaurant, nu mai ții minte, ți-am trimis mesaj. Nu, nu am văzut niciun mesaj, Robert. Cred că e de la m-am tratament, trezit iubito. Pur și simplu aici, pe patul de spital, chiar fără niciun ban. Cum îți permiți să vii aici? Pleacă! Claudia! Tu trebuie să înțelegi că ea este un copil cu minte! N-ar face eu niciodată așa ceva! Cum o să spui așa ceva de fata mea? Da, fata mea da, cu minte! Fata ta a fost cu minte până să intri tu în anumite situații și uite că se descurcă. Nu se poate, nu e adevărat! Știi cât de greu este să dorm noaptea fără tine? Să simt patul ăla gol? După ce m-am obișnuit să fiu împreună, să ne trezim dimineața. E... și mie mi-e greu. Știu, nu vreau să mă pun în situația ta, dar e foarte dor de tine. Chiar și nu vreau știu să ce să mai înțeleg. Chiar nu și știu ce să mai înțeleg. Și vreau să fim împreună. Pe... asta trebuie să ții minte, că vreau să fim împreună, vreau să te faci bine. Da? Și vreau să ne fie nouă bine. Vreau să te faci bine, să vezi. Da? Și... hai că-și de tine. Între timp, Sasha are o întâlnire neașteptată pe coridoarele spitalului. Ce face, mama? Cum se simte? Se simte puțin mai bine. Asta e foarte bine, mă bucur. Mănâncă? Se reface, mănâncă, da. Mă dați seama care mă dăgim, dar... Ce cauți aici? Nu e problema ta, fericit. Ce cauți aici, nenorocitul? Ce cauți tu la mama? Te rog frumos să pleci și să mă lași. Nu, eu te rog să pleci pe tine. Și dacă nu vreau? După tot ce ai făcut, cum îți permiți, cum îți permiți să vii aici? Pleacă! Claudia, stai, îți faci un scandal în spital. Stai și te liniștește. Stai și te liniștește, te aștept aici. Hai, fără scandal. Așteptați la salon, la... da. La Crina? Da. Sunteți cum nata e? Ce cum nata? Sau viitoarea cumnată? Cine v-a zis că e viitoarea mea cumnată? Păi am înțeles că e iubita fratelui dumneavoastră. Care... ce treabă aveți dumneavoastră, domn? Sunt o prietenă de familie, îmi pare rău, doar... Doamne, ferește, dar nu vă mai băgați, domn, în viața noastră. Adâncită în gânduri, Claudia a plecat de la mama ei din spital să cumpere niște medicamente și nu observă că Robert este pe urmele ei. Tu vii acum cu mine, aici! Ce? Lasă-mă! Hai, vino! Lasă-mă!
Lasă-mă, ți-am zis să ne lași în pace. Ce vrei? Nu ești în stare să-ți ții gura aia. Acum fii cu mine, da? Nu. Ba da. Lasă-mă în pace. Nu puteai să stai și să ții gura, da? Nu, lasă-mă în pace, dă-mi drumul. Trebuie să scap doar să vă iau banii. Ajutor! Dar așa te... Dă-mi cu mine, hai, intre aici. Au trecut câteva zile de când Crina nu mai știe nimic de fata ei și începe să-și facă gânduri negre. Robert vine în vizită. Bună, iubita. Cum te simți? Bună, Robert. Cum să mă simți? Știi ceva de Claudia? Îmi fac griji. Deci îmi fac griji de Claudia. Hai să stăm jos. Nu știu cum să spun asta. Dar spune-mi, dacă știi de ea, te rog frumos, spune-mi, nu mai pot, zi de zi venea la mine și dintr-o dată nu mai vine deloc. Deci te rog frumos, spune-mi. Am o veste proastă. Din surse sigure, știu că a început să se prostitueze. Ce ai spus? Cum adică? Nu știu decât tu, asta. Tu ai venit să-ți bagi joc de mine acum când mă vezi în spital? Dar, cum? Nu. Din păcate să-mi... știu din surse sigure. Nu știu de ce faci asta. Poate problema ta cu spitalul este debusolată. Poate are nevoie de bani. Nu știu de ce. Doar știu din surse sigure că se întâmplă lucrurile. Spune adevărul, ce îi faci tu fetei mele? Eu nu i-am făcut nimic fetei tale. Tu trebuie să înțelegi că ea este un copil cu minte. N-ar face niciodată așa ceva. Știu, sunt alături de tine. O să o găsim împreună. O să o găsim împreună, o să aducem pe drumul cel bun, îți promit. Nu o să o lăsăm ea așa. Ea n-a avut niciun prieten. N-o așa. Ea da? A fost cu minte, a stat în casă, am avut grijă de ea. Nu o ieșit niciodată afară. Și totul va fi bine. Ba nu, tu ești de vină, tu! Mă rănești iar! Tu ești de vină! Mă rănești în momentul în care îmi spui că eu sunt de vină. Nu am nicio legătură cu asta. Absolut nicio legătură. Ce s-o fi întâmplat, Doamne, cu fiica mea? Cu cine să vorbesc? Cui să-i cer ajutorul? Că doar pe ea o mai am pe lumea asta. În loc de orice comentariu, vreau să vă împărtășesc confesiunile unui sociopat. Când oamenii țipă la mine, emoțiile lor mă iau prin surprindere. Îmi trebuie o secundă, două, maxim, ca să-mi revin. Imediat după aceea, mintea mea începe să lucreze febril. Ce spun? Ce le-am făcut? Se poate să mă fi prins cu ceva? Când cineva îmi spune că mi-am dat aramă pe față, când farmecul meu clar nu mai are efect asupra lui, mă face să devin foarte crud și neîndurător față de el. Demascarea este cea mai mare amenințare pentru mine, prin urmare, o iau ca atare. Crina este în sfârșit externată, dar tot nu știe nimic despre fiica ei. Robert o trimite pe Antoaneta să vorbească cu ea. Crina? Da, dar cine ești tu? O prietenă de-a fiicei tale. Știi ceva de fata mea? Am ceva să-ți dau pentru tine. Spune-mi, e bine fata mea? Da, este bine, are un job. Din unde care? Este? Te rog frumos, am ceva din partea ei. Ei citești, o să vezi, s-a apucat de un job din care scoate foarte mulți bani. Este o veche meserie de pe piață. E prostituată. Cum mă să spui așa ceva de fata mea? Da, fata mea da, e cu minte. Da, fata ta a fost cu minte până să intri tu în anumite situații și uite că se descurcă. Nu se poate, nu e adevărat. Se descurcă. Nu se poate, spune-mi ce știi de fata mea, te rog, te rog, spune-mi ce știi de fata mea, te rog. Eu în calitate de prietenă îți dau această scrisorică, o citești. Te rog, spune-mi ce știi de ea. Mai mult de atât, te nu rog, știu, las-o ca te să implor. Se... Las-o, ce știi de fata mea, te rog, să spune-mi. Fie bine și e bine spune-mi și chiar ce știi de ea, te rog. Ei citești și vezi. Te rog, nu hai pleca, spune-mi de fata mea, te rog, te rog, te implor. Spune-mi de fata mea, de fetița mea, spune-mi. Spune-mi, te rog, nu pleca. Dragă mamă, să știi că sunt bine, dar trebuie să fac rost de bani și ăsta e singurul mod în care pot câștiga mai repede o sumă mai mare. Pentru tine fac asta. Să știi că nu... Și să nu mă judeci, să nu mă cauți, că nu mă vei găsi Claudia, mamă, nege! Nu știu ce să mai cred. Fetița mea a ajuns să se prostitueze pentru mine ca să mă ajute?
I-am stricat viitorul! Nu mai merit să trăiesc! Crina n-a mai ieșit din casă de când s-a întors de la spital. Nu are altă veste de la Claudia, în afară de scrisoarea în care îi spunea că s-a apucat de prostituție ca să facă rost de bani pentru tratamentul ei. Gândul că și-a nenorocit fata pe viață a aruncat-o într-o depresie adâncă. Oh, fata mea! Unde ești, mamă? Unde ești tu, Claudia? Oh, unde ești? Unde ești tu, fata mea? Dragilor, nu uitați că în viață toți greșim. Și toți avem mereu câte ceva de învățat. Ca de exemplu, faptul că iubirea e ca pojarul. Când ești tânăr, trece repede. Dar cu cât îmbătrânești, cu atât te vindeci mai greu. Ce faci, băbușa? Te-ai acomodat cu noua ta locuință? Ce vrei? Ce vreau? Vai, dar ce frumoasă ești! Hai sus! Hai sus! Ți-am zis eu că devii o femeie frumoasă, nu? Lasă-mă! Am avut dreptate! De să te las? Să te las? După ce era să pierd tot din cauza ta? Acum am tot! Dă-mi drumul! Te-am și pe tine dacă vreau, înțelegi? N-o și pe tine, nimeni. Aici! Nu te aude nimeni, poți să țip cât vrei tu! Cât vrei tu și după ce termin cu tine... Dă-mi drumul de după ce termin cu tine, poate omor și pe măta! Vrei tu să fii astăzi? Nu mai primești mâncare, ca să fie clar. Crina și-a adunat puterile și a dat-o dispărută pe Claudia. Acum poliția face tot posibilul să o găsească pe fată și încearcă să adune informații de la toate persoanele cu care a intrat în contact în ultimele zile. Am apelat dumneavoastră deoarece am înțeles că fata a trecut pe aici. Și cred că ne puteți ajuta cu mai multe detalii. Acum încercăm să dăm de fiecare persoană care a intrat în contact cu fata să vedem exact un detaliu, ceva. Da. Păi ce pot să vă spun e că, în primul rând, fata n-ar pleca așa pur și simplu de acasă, fără să spună, fără să anunțe, mai ales că mama ei este bolnavă. Știți că de curând a fost operată. Păi, din cauza asta a apelat la noi, că o îngrijorează foarte mult lipsa ei și acum încercăm să vedem. Deci asta nu e în regulă. În al doilea rând, mi-a povestit, Claudia o cheamă, mi-a povestit de faptul că e foarte supărată pe relația asta a mamei ei cu bărbatul cu care nici nu sunt de foarte mult timp și care se poartă urât cu ea, care știu că are o soră cu care s-ar putea să aibă așa, din câte mi-a povestit, Claudia, o relație cam dubioasă. Acum, o fi soră, n-o fi soră, nici asta nu știm. Ar putea să fie oricine. Și că într-o zi, tot dorind să afle mai multe despre el, pentru că mama e foarte îndrăgostită și nu mai vede nimic, l-a urmărit. Sigur, un pic riscant poate ce-a făcut, dar a ajuns undeva la o persoană. Cum o chema? Antoaneta? Parcă Antoaneta o chema. Antoaneta. Și în ce zonă era? V-a spus exact? Da, mi-a spus, cred că în zona asta, Bucurobor, pe aici, pe undeva. Cumva Antoaneta Popescu? Vă spune ceva? Nu mi-a spus nimic. Știți pe cineva? Antoaneta Popescu? Păi avem o persoană cu câteva antecedente. O să urmărim și această pistă, să vedem dacă ne duce până la urmă. Da, în tot cazul, e din punctul meu de vedere, e dubioasă dispariția fetei, pentru că e un copil bun, e un copil cu, cum să spun, cu foarte multă grijă față de mama ei și nu e în caracterul ei să facă așa ceva, pur și simplu, nu e în caracterul ei. Ce? Ce am mai făcut? Păi tu să ne spui ce-ai făcut, că noi știm ce-ai făcut. Adică... Eu n-am nicio vină, n-am făcut nimic. Nu am nicio treabă mai mult de atâta. Camera e pregătită, nu... să știi. Deci nu e problemă. Sunteți conștientă că puteți intra la complicitate pentru tot ce ați făcut, nu? De ce?
pentru că l-ați acoperit. Trebuia să spuneți, să sunați la poliție. Poliția s-a mobilizat și a găsit-o pe Antoaneta, singura care poate spune ceva despre Claudia. Hai să vedem dacă găsim acasă. Este, mă, acasă, pe un să umble, nu așteaptă ea clienții cu mașini. Bună ziua, Antoaneta! Ce faci? Ce v-ați văzut de noi? Ale mele. Păi nu-ți pare bine să ne vezi, noi invici pe noi în casă, păi ce facem aici? Păi, da... Ce? El n-a năcut, dar ce-a mai făcut? Că... Păi tu să ne spui ce-ai făcut, făcut, că noi știm ce-ai nimic, adică am două săptămâni în care totul a decurs super ok. Hai mă, hai să ne așezăm, hai că vedem noi acum ce-a făcut, spune-a tot. Stai puțin, că totuși știi business-ul meu, spune ea tot acum. E nimic neregulă. Da mă, business-ul, lasă business-ul, zi-ne unde e fata. Care fată? Nu, Claudia, nu dau seama. Claudia, spune-ne. A împrumutat bani de la mine? S-a întâmplat vreo treabă? Mă interesează sau... ce a făcut, ideea că e dispărută și noi o căutăm. Dar nu știu dacă a împrumutat bani de și la mine și nu mi-a dat, n-am de unde să știu. În peisaj a apărut numele tău și acum trebuie să ne spui unde da, e fată. Stai puțin, explică-mi cine e această Claudia, că dacă a împrumutat bani de la mine, dacă n-a împrumutat... Hai că știi ideea, nu fi sigur. Hai să-ți răspundeți memoria puțin. Nu știu, chiar n-am habar. Dacă nu ne spui unde e fata. Știi că ție spațiul la răspunsul. Dar nu am de unde să... O cunoști? Știi că... Vrei, știi că ce? Vrei să ne întorci la închisoare? N-am nicio treabă cu hai, ea. Nu... Deci fii atentă, ori ne spui unde e, cum dăm de ea, dacă știu nu... Știu că e bine, mai mult, dar nu știu. Nu am cum habar. Cum adică știi că e bine? Da... Păi da, înseamnă că ai văzut-o dacă știi că e bine. Robert Pelu îmi datora niște bani și mi-a zis că... poate să facă rost de această sumă dacă o ia pe deci, fata atent, lui aia cu care trăiește mai mult, atât nu facem. Știu. Ne spui unde să mergem, să dăm de acest Belu sau cum zici că îl cheamă, da? Ne spui cum ajungem la el. Asta ca să mai uităm și de ce ai făcut acum vreo câteva zile în parc cu băiatul ăla de avea să-ți dea niște bani. Mai mult de atât, în afara faptului că el are o soră, Sasha, și că au un restaurant pe Brâncoveanu, nu știu. Deci fii atentă dacă nu e acolo și nu dăm mai pe ea. Mai mult de atât nu eu zic știu, să te apuci să-ți faci bagajul, că știi unde ajungi. Nu am nicio treabă mai mult de atât. Camera e pregătită, nu, să știi. Deci nu e problemă. Noi am venit așa, că știam. Duceți-vă și încercați acolo. Mai mult de atât nu am de unde să știu. Bine, Antoaneta. Hai că vorbim. Firai tu să fii, Robert, ce idioțenii și ce tâmpenii-mi crezi și... Of! Folosind pontul Antoanetei, poliția o descoperă pe Sasha și o forțează să răspundă la întrebări. Bună ziua! Bună ziua! Domnișoara Sasha? Da. Îl căutăm pe domnul Robert Belu. Nu e aici. Dar unde este? Nu trebuie este. Trebuie să găsim neapărat. Nu este momentan. Atunci spuneți-ne dumneavoastră unde este domnișoara Claudia. Cine? Domnișoara Claudia. Nu, nu vă faceți că nu știți, că știm sigur că dumneavoastră știți, sunteți complicia lui. Nu știu absolut nimic despre nimeni. Cum adică nu știți dacă noi avem informații? Ori ne spuneți unde este, ori dacă nu vă băgăm la complicitate și o să intrați și dumneavoastră la pușcărie. Poftim? Niciun poftim, că deja singurile informații duc la dumneavoastră și la domnul Robert. Dom'le, eu n-am nicio legătură, nu știu ce a făcut el sau ce... Habar n-am, absolut nimic despre nimic. Domnișoară șase, vreți să fiți luată la secție de noi acum și vorbim acolo? Cu altceva? Deci, haideți să spunem lucrurile pe nume, știți? Dați-ne toate informațiile care le dețineți. Bine, haideți afară să ne uităm unde dorm. Haideți. Ia spuneți. Fetița asta a fost răpită și... Nu știu exact de ce și ce s-a întâmplat și eu am suferit la fel ca ea și la mine n-a fost nimeni. N-a fost nimeni să mă ajute, n-a fost nimeni să mă scoată de acolo. Păi de ce n-ați depus o plângere? Pentru că m-a amenințat cu moartea, s-a ținut după mine. Vă rog frumos, dacă vă zic unde este, mă absolviți de... Eu n-am nicio vină, n-am făcut nimic. Păi fratele dumneavoastră v-a făcut așa ceva? Nu este fratele meu. Așa mi-a zis să mă dau drept sora lui. Nu știu de ce face toate lucrurile astea și eu n-am nicio vină. Sunteți conștientă că puteți intra la complicitate pentru tot ce ați făcut, nu? De ce? Pentru că l-ați acoperit. Trebuia să spuneți, să sunați la poliție, să... Și dacă sunam și mă omora, cine mă ajuta? Dumneavoastră mă ajutați? Normal că vă ajutam. Poliția vă ajută. Unde mă ajutați? Am fost ținută
acum 5 ani într-un beci, știți lucrurile astea? Nu știți, nu a știut nimeni, nu m-a căutat nimeni. Păi trebuia să mergeți și să spuneți lucrurile astea. Că n-avea nimeni de unde să știe. Păi domnișoara Claudia a fost dată dispărută și abia acum... Pe mine nu m-a dat nimeni dispărută. Domnișoara, spuneți unde este Claudia. O să vă conduc eu acolo. Da? Haideți să mergem în direcția. Haideți, vă rog. Frumos. Scumpă mea, azi e ziua ta norocoasă. Ia mâna de pe mine. Astăzi. O să te am în sfârșit. O să te am. Aici. Aici o să te am. A, ce faci, mă? Te-ai dezlegat, da? Ajută! Ești violentă. Ce-mi place chestia asta. Lasă-mă! Tipul cât de e, cum o excesc. Ajută! Așa. Așa, tipul. Lasă-mă, că n-am făcut nimic. Cum n-ai făcut nimic? N-am făcut nimic. O să-mi fost pușcăria acum 15 ani. N-am de făcut nimic, dar nici o dovadă. Ce căutai cu fata aia jos acolo? N-am făcut ce nimic. Ce căutai cu fata aia jos? Făcut. Ai o grămadă de capete de acuzație pe numele ta. Da? Hai la pușcărie. Hai. Domnișoară, sigur sunteți bine? Da, sunt bine. Chiamă o salvare ceva? Să mă duceți la mama. Haideți. Nici nu pot să știi cât de fericită sunt că am scăpat de nenorocitul ăla care mi-a creat atâtea probleme și că în sfârșit o am pe fiica mea alături de mine, cu toate că eu sunt vinovată în tot ceea ce s-a întâmplat. Of, Doamne! Da, și eu sunt fericită că ai trecut cu bine prin operația asta, că nu i s-a întâmplat cine știe ce nenorocire Claudiei și că sunteți aici, întregi, bine, vătămate. Asta e, că omul ăsta a făcut ce a făcut, că ți-a luat toți banii, știi, banii se mai fac. Da, dar totuși este o problemă. Care? Cea cu reconstrucția sânului, pentru că m-a lăsat falimentară, iar eu voi fi de acum înainte o femeie fără sân. Draga mea, stai liniștită. De ani de zile se face reconstrucție de sân în România, cu fonduri de la stat, cu, de la Casa de Asigurări de Sănătate. Ai fost asigurată? Da. De ce ai plătit contribuțiile? Poți să-ți faci liniștită reconstrucția. Chiar dacă o să stai pe vreo listă de așteptare pe ceva, nu contează. Cândva se va întâmpla. Deci nu ai nevoie de nu știu ce sume de bani. Și, repet, banii ai să mai faci sănătoasă să fii. Asta e tot ce trebuie. Vreau să ne întâlnim, să ne mai întâlnim. Să ne vedem măcar în o perioadă acum. Și vă mulțumesc din suflet că sunteți alături și ne-ați ajutat să fim iarăși împreună. Asta e bine, mă bucur foarte mult. Draga mea, ești curajoasă. Amândouă sunteți curajoase, dar să știi că ea are două inimi. Da, da, a avut ești puterea și energia de a lupta așa pentru mine. Te iubesc, mama. Și eu cu mine. Claudia s-a reunit cu mama ei, care face eforturi să iasă din depresia adâncă. A pierdut toți banii pe care i-avea, dar e recunoscătoare că au reușit amândouă să scape de psihopatul de Robert. Va fi nevoie de multă terapie pentru ca mama și fiica să-și revină complet. Există oameni care n-ar omorât nicio muscă și există oameni care n-ar pregeta să facă rău celor mai apropiate persoane. Oameni pentru care nimic nu este prea josnic, prea imoral sau prea mult. În sufletul lor, nu există loc decât pentru iubirea de sine. Sunt complet incapabili să iubească pe altcineva. Iar singura lor rațiune este binele personal, cu orice preț. Numai că prețul îl plătesc cei care îi iubesc. Există oameni care sunt în stare să dăruiască, sunt în stare să iubească cu deosebită devoțiune pe alții. Însă nu le mai rămâne în suflet nici o fărâmă de iubire pentru sine, nici o fărâmă de respect.
Își doresc să fie iubiți și respectați, apreciați, însă le cer altora ceea ce ei înșiși nu sunt în stare. Seamănă cumva cu cetatea Troia, care n-a putut fi cucerită decât atunci când troienii înșiși i-au distrus zidurile. Așa sunt și aceste persoane. Nimeni nu le poate face rău decât dacă ei le lasă și, mai mult, le dau și o mână de ajutor. Relaxează-te, înțeleg că ai trecut din pintă perioadă, dar nu trebuie să trăim acum să gata. Hai, dă-mi un pup! Am zis că nu meriți. Trebuie la mine, gata! Ai venit să fii bărbatul? E un obsedat! Zi-mi la cine te uitai, la banara mai aia, Corina, aia era, nu? Și care plânată? Practic nu are cum. Bine, perfect, sunt și amprentele mele. Dar este practic imposibil să nu le găsim și pe ale lui. Te rog, lasă-mă în pace. Ce te rog în pace? Aia acum a început, gata! Cine a chemat poliția? Mi-a fost frică.